Inundații, 14, cum vedeți, 14 iunie 2020. Într-o secundă, la fel cum se întâmplă de ani de zile, ruperi de nor incredibile. Într-o secundă, n-am putut să... mi-a spus cineva, haide că se iei mașini, mașinile luate de apă de viitură. Apa care nu are albie pe altă parte, pentru că nu s-a construit, nu s-a făcut nimic, nu s-au făcut vaduri de apă, normal că a luat-o prin mijlocul străzii, bineînțeles. Și atunci astea sunt rezultatele. Din fericire, acum s-a tras apa, nu sunt victime, bineînțeles, însă sunt materiale, chestii materiale. Câte gospodării sunt afectate? Păi afectate sunt sus, cred că vreo 10 gospodării. Afectate, mașini, vreo 4-5 autovehicule afectate. Sunt avariate, le-a luat apa, da, le-a împins apa. Le-a luat apa, le-a împins apa. Am mai putut să salvăm, m-am băgat să mai salvez cu zinitură, era să mănec câteva mașini. Un băiat iar era să nece când scoate mașina mea. În rest, vedem, sperăm să se rezolve. S-au mai întâmplat în trecut ca asemenea cazuri? Bineînțeles. Când sunt ploi, cam ultima dată s-a întâmplat acum 2 ani. Nu a fost așa mare și atunci au fost pagube și materiale și autoturisme luate de apă. Însă de atunci trag semnale de alarmă. Acum sper să ne vadă băjeții de la putere și să ne organizăm mai bine. Au fost inundate mai multe locuințe ale oamenilor. Un singur lucru bun pot să spun că s-a întâmplat, nu a venit o persoană care să fie suferită de timp fizic, să fie suferit ceva. Dar pentru faptul că pe termen scurt au fost precipitații mai mari decât a putut lua canalul, mai erau și resturi de pământ de lemn. Canalul care asigură scurgerea apelor s-a înfundat și aproximativ 4-5 locuințe a pătruns apa. De fapt, constatările urmând ca primăria din localitate să trimite în cursul zilei de mâine raportul constatator la Inspectoratul de Situații de Urgență și apoi la instituția prefectului, astfel încât să trimitem la Crește pentru a face tot ce este posibil ca oamenii să-și recupereze pagubile. Thank you.
Aici,